Volodymyr Zelensky a ajuns în Bulgaria într-o vizită surpriză, prima în această țară. Liderul de la Kiev s-a deplasat inițial la Chișinău, de unde a fost preluat de o aeronavă trimisă special de guvernul de la Sofia. În capitala țării vecine s-au luat măsuri speciale de securitate și mai multe zone au fost închise traficului. Premierul bulgar, aflat la putere de mai puțin de o lună, este cel care l-a invitat pe Zelensky pentru discuții. Nu este clar dacă liderul de la Kiev se va întâlni și cu omologul său, Rumen Radev, văzut drept un prorus și care s-a opus permanent acordării de ajutor militar Ucrainei. Noul executiv, în schimb, promite vânzări directe de armament Kievului. Între timp și Parlamentul de la Sofia este așteptat în curând să voteze o declarație de susținere pentru integrarea Ucrainei în NATO.